Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat la praznicul adormirii Maicii Domnului sierbat la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, ce adăpostește icoana făcătoare de minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, împreună cu un sobor de preoți, a oficiat miercuri 14 august slujba veciernii unită cu litia în altarul de vară din incinta Bisericii Monumenta Așezării Monahale. A urmat procesiunea de scoatere a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, care a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori. Oamenii s-au închinat cu multă evlavie la odorul de mare preț, cerând mijlocire la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț Mironeasa a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. În sufletele multor dintre pelerinii care au pășit în această mănăstire, Părintele Stareț a lăsat cuvântul cel bun, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Maicii Domnului, dragostea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a cei care au respectat cu credință, cu nădejde și cu dragoste ceea ce Părintele a pus la sufletul lor, iată, s-a făcut ca mai apoi să vină acei oameni și să-i mulțumească cu lacrimi în ochi Maicii lui Dumnezeu, pentru că au primit răspuns bun. Unii au fost vindecați de boli grele, incurabile. Mulți au fost și au primit liniștea și pacea lui Dumnezeu în casele și în sufletele lor, pentru că au venit așa cum trebuie la Maica lui Dumnezeu. Și Părintele pe fiecare îndeamnă, atunci când intrați în Sfânta Mănăstire, să veniți cu credință la Maica Domnului, să veniți cu smerenie, să veniți cu capul plecat, pentru că Maica Domnului știe câte păcate am făcut, știe că suntem nevrednici, dar totodată știm că Dumnezeu ne-a lăsat-o pe Maica lui Dumnezeu și că prin Maica lui Dumnezeu, iată, ni s-a născut Mântuitor, ni s-a născut Izbăvitor al păcatelor noastre. Părintele Stareț Nicodim a mulțumit credincioșilor pentru că s-au rugat împreună în așezarea monahală din Dealul Mare. Majoritatea ați venit să cereți și cu toții cerem zi noapte. Deseori cerem, dar nu știm ce cerem. Și dacă cerem cu credință, simțim cu adevărat că Maicuța scumpă ni se dăruiește. Dar să știm să o ce prețim și să știm și să-i mulțumim, numai să cerem. Ce-am fi noi fără Maicuța Domnului? Încotro am apucat-o noi fără Maicuța Domnului, care este speranța noastră și este vie în viața noastră, ori de câte ori o chemăm în ajutor, nu știu, mă simt nevrednic și ca părinte, slujitor, de multe ori când am o problemă, sau a dumneavoastră probleme, să spun la Maica Domnului, cu nevrednicie, am ajuns să mă rog prin Sfinți, care sunt mijlocitori, prietenii casnicii lui Dumnezeu, să se roage la Maica Domnului pentru noi. Suntem prea nevrednici, știți dumneavoastră, v-am spus-o deseori, ca părinte slujitor, de multe ori nu îndrăznesc să ridic ochii către chipul Maicii Domnului, simțindu-mă nevrednic. Și v-am sfătuit și frățile voastre să vă smeriți, să vă plecați capetele, sărutând doar piciorușii Mântuitorului și mânuța Maicii Domnului. Dar cu multă frică. Cu multă frică, cu multă credință, pioșenie, cu multă smerenie. Și vă mai rog ceva, să nu vă rușinați a vă închina lui Dumnezeu Maicii Domnului. Prețuiți timpul. Ați venit la tatăl din Maicuța Domnului. Am nădejdea și credința că de mic copil am avut evlavie la Maica Domnului și vreau să vă spun că orice am cerut, am primit. Și când eram singur aici, în această cetate părăsită, după Revoluție, am ajuns să vorbesc cu Maica Domnului, cum vorbesc cu țările voastre, n-am mâncare, n-am căldură, n-am cutare, și Maicuța Domnului a doua zi îmi trimitea și una și alta. Ori astăzi, după 34 de ani de cât sunt aici, mă uit în jurul meu și a mănăstirii care s-a extins
extrem de mult cu binecuvântarea lui Dumnezeu și nu-mi vine să cred ce este astăzi. Greutățile nu le mai pot considera că au fost greutăți. Încercările le-am trecut tot cu darul lui Dumnezeu. Am aici Domnul când i-a dat o a doua ofte, în afară de mica mea ofte de soinică, ca să mă încurajeze, ca să mă ridice când am necază. Și am ajuns la o frumoasă vârstă, 60 de ani și 34 de ani când sunt aici. La 26 de ani am venit aici. Știți care e rugăciunea mea în fața mea și Domnul acei 60 de ani? Să nu mă dea locul acesta afară. Este un loc sacru. Și să binecuvânteze Maica Domnului ca sfârșitul să-mi fie tot aici. Unde au trecut 34 de ani în viața mea, aici. Cât voi trăi, voi cerceta orfane, văduvele, cătunile și unii mă duce Maica Domnului, unii mă blagoslovește pașii cu puținul strâns de la dumneavoastră, o fac de câțiva ani de zile, numai cât am fost în șantier. Mai mult acum și am promis Maicii Domnului să mă țină, să pot să-i și întorc înapoi ce mi-a rătărit. Ne lăsa, măicuță, să fii pe cale, căci noi suntem fii la primilor tale. Programul liturgic a continuat cu taina Sfântului Maslu. La miezul nopții, mulțimea pelerinilor s-a rugat în cadrul prohodului Maicii Domnului, săvârșit în cadrul utreniei în fața epitafului și a icoanei făcătoare de minuni. Toți cei firești mărtași s-a făcut, a muntelui s-a dureție ții, se închinau prea curată văzândra mura de finii. În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, joi 15 august 2024, la Mănăstirea Hadâmbu s-a oficiat Sfânta Liturghie. Credincioșii din mai multe părți ale țării s-au rugat împreună cinstind astfel praznicul Adormirii Maicii Domnului. Cuvânt despre împărăteasa cerului a fost ținut de către părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajdul, județul Iași. Nu cred că este vreo mamă care să nu fi înălțat rugăciuni către Maica Domnului atunci când era poate în spital ca să nască, sau când în casă avea probleme, sau când, eu știu, în familie erau diferite neajunsuri, sau copilul era bolnav și stătea la căpătâiul lui, rugându-o pe Maica lui Dumnezeu ca să-l vindece, să-l facă sănătos. La vârsta de 26 de ani, când a venit părintele, locul acesta era un loc pustiit. Era un loc ca după război. Era un loc părăsit de oameni, dar nu de Dumnezeu, pentru că se simțea Duhul lui Dumnezeu aici. Și mai cu seamă vă spuneam că icoana Maicii Domnului era închisă în bisericuță cu lacăt și părinții au scos-o de aici din biserică și ne-au arătat-o mai apoi nouă tuturor. Părintele Nicodim Gheorghiță și-a manifestat recunoștința față de toți cei ce au înconjurat-o pe Maica Domnului cu multă credință în cele două zile de sărbătoare. Plăcut lucru
faceți frățile voastre nu numai astăzi, ci la hramuri. Popor binecuvântat de Dumnezeu, care deseori mulțime de popor urcă spre Sfânta Icoană Făcătoare din minunile de Dealul Mare, la Mănăstirea Hatâmpu, cei care, într-adevăr, o prețuiesc pe Maica Domnului. Măicuța Domnului este pretutinde, nu numai la Hatâmpu, oriunde o să o chemați în ajutor. Și când vă rugați în căsuța dumneavoastră și muncim, lucrând și călătorind de alea părinților, să spuneți acea scurtă rugăciune care v-a învățat Părintele Schimonas Serafin, bunierul nostru, Dumnezeu să o odihnească, Iisuse scumpă, ajută-mă, măicuță scumpă, ajută-mă. Ori Dumnezeu nu voiește în urmă, Dumnezeu primește și un Tatăl nostru rostit cu gând curat pentru Dumnezeu și cu râmă și evlatie. De aceea mă simt dator până la mormânt să mă plec în fața dumneavoastră și să vă mulțumesc din inimă că existați în viața noastră și în viața Sfintei noastre mănăstiri. Cât de plăcut lucru faceți, dragi pelerini! Nu numai că înfrumusețați această ogradă care altădată era nimănui și părăsită, ci cu credința și râdna frăților voastre înfrumusețați tot ce este în jurul mănăstirii Hatâmpu. De aceea spun deseori că dumneavoastră sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Dumneavoastră sunteți podoaba bisericii. Haideți împreună, dragi pelerini, iubiți credincioși, să ne întoarcem în fața către Mântuța Domnului și de Sfânta de Iată, pe toate din mine, și să-i cerem ajutor. În primul rând, să cerem iertare la Maica Domnului, să supărăm zi noapte. Să cerem binecuvântare de Dumnezeu, cei care avem nevoie, cei care sunteți în vârstă, în suferință. Nu puțin sunt credincioși și mii de pelerini care se perindă de Dealul Mare, tămăduindu-se la Sfânta Icoană, Făcătoare de Minunea Maicii Domnului în boli, fără de leagă, care Dumnezeu i-a văzut și doar i-a văzut când a venit să-i mulțumească Maicii Domnului pentru că s-au tămăduit. Nu puțin sunt părinții care n-au avut copii. Și Măicuța Domnului, rugându-se la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, au venit și au închinat frunce să ne arate nouă că Măicuța Domnului i-a ajutat la atâta de zile să aibă copilași frumos. Mulțumim tuturor pentru o seneală, dar nu ultimul rând mulțumim credincioșilor care oferă masa an de an la acest hram al mănăstirii noastre. Familia Gorongea, Constantin, Maria, Ana Irina, care de câțiva ani de zile, în cinstea Maicii Domnului, singurei, doar o singură familie oferă masa hramului de astăzi. Pentru toți pelerinii, să nu uitați, iubiți credincioși, că pe 8 septembrie ne aflăm lângă monumentul istoric unde vom serva hramul nașterea Maicii Domnului, hramul monumentului istoric, unde va fi prezent preasfințitul Părinte Episcop Nichifor Botoșenean, episcopitar al Arhiepiscopiei Iașilor, din încredințarea și binecuvântarea în al preasfințitului Mitropolitul nostru Teofan, va fi prezent preasfințitul Părinte Episcop Nechipor la hramul mare a Sfintei noastre mănăstiri pe 8 septembrie. Aceeași îndeală vom avea în ajun, vom scoate Sfânta Icoană în procesiune, cum facem an de an, și apoi urmat de-al treilea hram care a luat o mare amploare în ultima vreme, înălțarea Sfintei Cruci, unde vin din nou mii de pelerini care sunt anunțate zeci de autocare, pentru a săvârși, pentru a parcurge drumul Crucii, la poarta Bucuriei a Crucii până la 14-a Troiță, închinând din la fiecare cruce, rostind câte o Sfântă Evanghelie și o ectenie, apoi stropindu-se de către ierar, care va fi prezent la hramul înălțării Sfintei Cruci, va fi prezent preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți.
care vă așteptăm cu drag și să rugăm pe milostivul Dumnezeu, pe Măicuța Domnului, să ne ajute să ajungem cu bine, să ne și bucurăm la hramul mănăstirii pe 8 septembrie și la înălțarea Sfântului. Prin dragostea familiei Gorongea din Iași, pelerinii au primit o masă caldă. Programul sărbătorii s-a încheiat la orele serii cu procesiunea introducerii icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului în Biserica Monumenta Așezării Monahale din Dealul Mare.